Bine v-am găsit de la știrile din sport. A patra ediție a campionatului Munților Apuseni debutează sâmbătă. Marea finală a campionatului premiat de către UEFA cu medalia de argint în proiectul Grassroots va avea loc pe data de 31 august. Pentru marele trofeu al campionatului Munților Apuseni se vor duela 18 echipe de seniori și 18 de juniori. Campionatul Munților Apuseni a ajuns la cea de-a patra ediție. Competiția s-a dezvoltat de la an la an, iar acum, în 2013, 36 de echipe de seniori și juniori se vor bate pe terenurile din zona Munților Apuseni pentru marele trofeu. Tradiția fotbalului și interesul acordat sportului rege în acea zonă au fost recompensate de către UEFA cu un premiu special. Sâmbătă la Bistra se va auzi primul fluier al campionatului Munților Apuseni ediția 2013. Echipele sunt împărțite în patru grupe, două de 5 și alte două de câte 4. În grupa A sunt echipele Horea, Ciuruleasa, Albac, Vigra și Poiana Vadului. În grupa B, formațiile care vor lupta pentru a merge mai departe în competiție sunt Sălciua, Roșia Montană, Sohodol, Vadu Moților și Mogoș. În grupa C se vor duela Almașumare, Lupșa, Rieșeni și Avramiancu. În ultima grupă se află formațiile Ocoliș, Bucium, Bistra și Poșaga. Prima etapă se va disputa sâmbătă și duminică la bazele sportive din Bistra și Cărpeniș. Sorin Corpodean, președintele Asociației Județene de Fotbal Alba, s-a declarat foarte încântat de această competiție, care de la an la an a devenit un ambasador serios, atât a județului Alba, cât și a fotbalului județean. Anul trecut, la finalul campionatului Munților Apuseni, Miodrag Belodedici și Adrian Pigulea i-au premiat pe câștigători și au jucat fotbal alături de moții din Apuseni.